De la armată trecem în mediul rural. 6 km de ulițe dintr-un sat cu 200 de locuitori urmează să fie modernizate cu 11 milioane de lei. Toată afacerea are loc la Vaslui, județul care este cutremurat tocmai din cauza afacerilor cu lucrări publice din domeniul construcției de drumuri. O parte dintre străzi au fost refăcute deja în urmă cu 2 ani. Primăria din Dălene a lansat licitația pentru asfaltarea ulițelor din satul Bulboaca. În total, afacerea costă 11 milioane de lei. De acești bani, firma care va câștiga procedura trebuie să asfalteze peste 6,5 km de ulițe de pământ care deservesc cei 200 de locuitori ai satului. Ulițele au mai fost călcate de utilajele unei companii plătite de primărie în urmă cu 2 ani de zile. Atunci primarul a contractat serviciile unei firme de consultanță care a stabilit care trebuie să fie prețul lucrărilor de reparare a drumurilor rurale după ce acestea fuseseră afectate de inundații. Julie Expert Consulting a încasat banii de consultanță, iar o companie de construcție a reparat drumurile în 2021. La nici 2 ani distanță, aceeași companie de consultanță a decis să fie investiți alți bani pentru a asfalta drumurile proaspăt reabilitate. Ofertele pentru repararea ulițelor pot să fie depuse până pe 16 octombrie, iar câștigătorul va fi desemnat până la jumătatea lunii februarie.